Mai mulți artiști din țară își expun în aceste zile lucrările pe simezele Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț. Lucrările sunt reunite sub titulatura de Emoție de toamnă. Exponatele sunt realizate prin mai multe tehnici care atrag prin culoare, imaginație, dar mai ales prin îmbinarea fotografiei, acuarelei, graficii și a elementelor surpriză. Se pare că aniversarea complexului muzeal a inspirat pe cei care organizează sau răspund chemărilor altor oameni care doresc să ofere publicului cât mai multe evenimente, pentru că doar în ultimile săptămâni s-au deschis în sediul Muzeului de Istorie și Arheologie mai multe expoziții foarte diverse, cu un caracter științific, dar iată că și cele artistice înobilează aceste ziduri. Pregătim această expoziție din luna septembrie. A fost primul gând pe care l-am avut după ce am încheiat expoziția din septembrie dedicată nașterii Maicii Domnului. Expoziția de atunci a fost în București. Ne-am gândit să extindem raza de orizont și să ajungem și în țară cu o nouă expoziție, de data aceasta dedicată lumii peisajului, fie el abstract sau nu. Și mă bucur foarte mult să mă aflu aici și să avem o expoziție deschisă în Piatra Neamț, pentru că este pentru prima oară când avem un eveniment aici, ceea ce înseamnă că ajungem la un nou public. Până la data de 15 noiembrie, iubitorii de artă plastică și decorativă pot admira lucrările artiștilor Andrei Dragomirescu, Miruna Andreea Găman, Laura Mihalca, Raluca Pascu, Cristina Maria Pudescu, Izabela Pudescu și Livia Stanciu.